în vizitele pe care le vom, nu vom uita cartierele municipiului Bistrița, care pot să spun că în anii trecuți au fost cam uitate. Vom încerca să găsim resurse pentru a rezolva problemele din cartierele respective, acum, în viitor. Printre altele, vom avea o campanie care, mă rog, se desfășoară la televiziune, la radio, la afișaj stradal. În campania Door to Door Revin o să avem pentru fiecare categorie de votanți, de exemplu cei de la oraș unde ne regăsim poate cel mai bine, avem un ziar pregătit pentru asta, avem un ziar pentru cei care locuiesc la sate. Și cam atât. În ziar, oamenii, din ziar oamenii pot să-l cunoască mai bine, da, pe Eugen Antonescu. Prin, cine este el, de fapt? Da. Cine a fost? În ziarele pe care încercăm să le răspândim, este, am aici unul în față, în care există, de exemplu, mă uit aici, personalități care îl susțin pe Eugen Antonescu. Cine anume îl susține dintre personalități? Păi, cine îl susține pe Eugen Antonescu? De exemplu, domnul președinte... Chiar am văzut, Emil Constantinescu. Emil Constantinescu, Mircea Diaconu, Dan Pița, Ștefan Agropian, Zoe Petre, Catinel Dumitrescu, Emil Hosu. Mă rog, asta ar fi o secțiune. Aici este prezentat Eugen Antonescu ca un om, ca și noi toți. Și în... ultima parte, asta fiind ziarul pentru cei de la sate, vorbește despre rețeta falimentului economic, în care sunt prezentați frumos domnul Traian Băsescu și domnul Joană, și despre România, care spune că s-a întors în timp, prin faptul că suntem puțin falimentari la capitolul sănătate, unde domnul Marin poate să dezvolte subiectul mai bine. Și la multe, multe alte capitole care, în primul rând, îi privesc pe oameni, unde suntem clar foarte departe de ei. Domnule Marin, de ce suntem falimentari la capitolul sănătate? Să nu fim chiar falimentari, dar mai avem mult. Mai avem mult până când ne îndreptăm. Primul lucru pleacă de la premiza foarte clară că România are nevoie de specialiști. România nu a dus lipsă de specialiști în domeniul sănătății, dacă vorbim de domeniul sănătății. Avem specialiști, avem specialiști în România buni. Dar din păcate, acești specialiști, datorită dezinteresului din ultimii ani, nu pot să spun că de acum. În ultimii ani, sănătatea nu a devenit o prioritate națională pentru România. Și atunci v-aș putea spune faptul că populația dorește o sănătate și este foarte clar că un popor sănătos este un popor care mai are nevoie doar de bogăție ca să fie un popor prosper. Sănătatea a demonstrat-o și oamenii că își doresc acest lucru prin faptul că s-a depus zilele acestea la Parlament. Pot să anunț acest lucru, un număr de vreo 200.000 de semnături prin care vor cere guvernului ca în viitorul buget al României să fie o cotă de 6% pentru sănătate. Acest lucru spune un mare adevăr. Lumea își dorește sănătate. Dacă lumea își dorește sănătate, atunci orice guvernant trebuie să gândească să-i ofere ce-i trebuie omului. Specialiști avem. Din păcate, nu știm să-i ținem. Și zilele trecute a fost chiar un târg de forță de muncă din sănătate la București. Acel târg nu dorea nimic altceva decât să ne ia specialiștii. Să întoarcem puțin la oile noastre. Nu, și să vorbeam despre... de sănătate, ne ia specialiștii. Automat, luându-ne specialiștii și oamenii de valoare, automat
nu vom mai avea cine să ne ofere sănătatea și doi, deci pentru chestia asta trebuie să intervii cu susținere financiară și doi, trebuie să-i oferi acelui specialist cu ce să lucreze. Și atunci, clar că va avea și lumea sănătate. Revenim. Să ne întoarcem noile noastre, cum ziceam. Să-mi spuneți, dacă tot povesteam de alegeri, da? Spuneți-mi dacă credeți că o să fie fraudă electorală. Că s-au cam unit acum partidele, PDL-ul doar lipsea, pentru a combate fraudele electorale. Credeți că o să fie fraude electorale, domnule Mutui? Întotdeauna au existat. Aveți cazuri, cel puțin de la alegerile trecute? Concret, ceva concret? Cazuri concrete. O să se cumpere voturi? Bănuiesc că da. Bănuiesc că da. Niște nume îmi dați? Nu. Nu. Știți cum? Întotdeauna tentația de a obține un vot mai ușor a existat. Atunci știu că și la nivelul județului, îmi cer scuze că mă întreb, știu că și la nivelul județului unele partide s-au unit, da? Da, pentru a putea combate într-un fel fraudele electorale. E vorba de turismul electoral, secțiile de votare care, mă rog, o să existe la alegerile astea, stimulează. Și ce o să faceți, practic? Credeți că o să stimulează, reușiți? Stimulează turismul electoral și o să încercăm, prin alianța care am făcut-o, o să existe un birou la nivel județean care o să încerce să monitorizeze secțiile potențial sensibile la turism electoral. Bineînțeles, având în vedere că există o alianță PNL, PSD și toate celelalte partide în afară de PDL, este clar că PDL-ul lipsește pentru că ei organizează alegerile, știți? Din cauza lor sau din cauza celorlalte partide? Nu, cred că din cauza lor. Ei, în primul rând, organizează alegerile. Ei sunt cei care au toate cheile pentru a controla, într-o anume măsură, să zicem, fraudă. Și atunci noi încercăm să găsim soluții pentru a ne apăra. Pe ce loc, știți cumva, pe ce loc se află PNL-ul, îmi cer scuze, în PNL-ul nu știm pe ce loc se află, dar noi știm pe ce loc se află Clin Antonescu. Clin Antonescu este în acest moment pe locul 2 în sondaje și este pe un trend ascendent, ceea ce spune că lumea realizează faptul că poate fi președintele de care au nevoie. Și acest lucru ne bucură pe noi ca și susținători, dar în același timp ne bucurăm și pentru cei care cred că Crin Antonescu poate fi un președinte care să-i reprezinte cu cinste. Am mai găsit pe blogul domnului Crin Antonescu o chestiune vis-a-vis de Parlament. Și anume că dânsul este de acord cu un parlament mai mic, cu un număr mai mic de parlamentari. Zice la un moment dat că despre unicameral, eu cred că aici discuția este mai largă. Și zice că Europa va impune modelul bicameral tuturor statelor. Și cu o cameră aleasă de popor și cu una a regiunilor. De ce? Care este motivul pentru care domnul Antonescu nu este de acord cu acest lucru? Cu un parlament unicameral? Nu este de acord cu un parlament unicameral dintr-un motiv. Faptul că în Europa tendința este să fie două camere și atunci pentru ce să facem o cameră, ca peste un an, doi, să facem din nou două camere.